ai avut încercarea asta destul, cumpăna asta destul de grea în urmă cu, da, cu 4 ani. 4 ani aproape. Pe 28 ianuarie fac 4 ani. Cum a fost momentul ăla? Măi, eu am o doză, ți-am spus, de inconștiență. Prietenul meu foarte bun, Andrei, care este medic la Elias, dar cu totul, e medicul meu. Eu trebuia să plec cu bebe micu în America, în turneu, și să spun drept, nu aveam chef. Și am zis, hai să inventezi ceva. Vezi? Că ești pedepsit? Și am zis la Andrei, vreau să fac niște analize. Păi ce analize să faci? De abia l-ai făcut în noiembrie. Poate îmi găsești ceva, ca să am o scuză să nu plec în turneu. Ce mă analize? Nu faci nicio analize, că de abia ai făcut în noiembrie, ce? Bine, hai facem un CT și un RMN. Că asta nu l-ai mai făcut de niște ani. Și m-am dus și am făcut CT și RMN. Și la RMN a ieșit boala. Noroc, a zis el. A fost un înger pentru mine. Boală însemnând? Cancer. A fost cancer. Cancer. Și când a venit el și m-a anunțat acasă, se dădea de ceasul morții, freca mâinile. Nu știa cum să-mi spună, știi? Medicul. Da. Era la mine, eram în bucătărie, era sâmbătă, n-am să niciodată, eu am făcut analizele luni și totul suna, bă, cum a ieșit aia? Ziceai că nu poți vorbesc acum, că nu știu ce, el nu știa cum să-mi spună. Așa amâna momentul. Da. Și l-a amânat până sâmbătă când a venit la mine. Era Adriana, o prietenă mea, eram în bucătărie acolo, Adriana care știa și își muca buzele așa. El la fel care avea, ce aveți, drag? Zi! Știi că ai cancer. Eu am luat o față tâmpă, dai așa. Și pauză. Zic că și ce facem? El a făcut ochii mari. Nu zici nimic? Bă, da, ce facem? Ce urmează să facem? Și atunci, sâmbătă era, luni ne-am dus la doctorul Surcel, la Monța, și el a zis, da, operăm, nu facem parascop, nu nimic, totul facem clasic, adică cu operație, cu totul, cu spitalizare. A durat operația mea, am stat internat în spital, în operație, 8 ore. Mi-a scos un rinichi, mi-a scos 52 de ganglioni, mi-a scos ceva din ureter sau nu știu cum se cheamă, habar n-am. Nu știu ce, dar tragedia mare a fost că a fost un cancer foarte agresiv. Descoperit la timp. Poate că dacă plecai în turneu în America... Nu mai era. Salut și bine ai venit la Fain și Simplu. Îți mulțumesc că ai descoperit podcastul ăsta, indiferent că ai făcut-o de la început sau oricând pe parcursul călătoriei. Dar îți mulțumesc mai ales pentru faptul că ai rămas, că te-ai abonat, că share-uiești episoadele tale preferate și îți mulțumesc că această călătorie am cu cine să o continui. O continuăm împreună. Podcastul de astăzi este povestea reală a Mirabelei Daur. Poate sta la baza unui scenariu de film. Pentru că Mirabela e eroina care pleacă de acasă la 18 ani ca să se mărite, nu din dragoste, ci pentru a fugi de lângă părinții ei. În episodul de astăzi, invitata mea vorbește despre cei mai grei ani din viață, dar și despre cei mai frumoși, despre cei 9 ani din viață pe care i-a șters din memoria afectivă, despre marea ei dragoste pe care a ales să nu o trăiască pentru a trăi în România și despre fiul ei, pe care crede că nu-l va mai vedea niciodată. Îi mulțumesc Mirabelei pentru încredere și pentru puterea de a se vulnerabiliza și a povesti filmul vieții ei în fața mea. Dar înainte de a vedea premiera filmului Mirabela, la Fain și Simplu vă invit tot la film. Cred că una dintre bucuriile ultimei perioade este redeschiderea cinematografelor. Mie personal mi-a lipsit asta, cred că locul cel mai fain pentru a vedea un film rămâne cinematograful. Sala de cinema e locul în care poți intra și simți cel mai bine povestea unui film.
Iar filmul pe care vă invit să-l vedeți azi în cinematograf este noua producție a unuia dintre regizorii mei preferați, Mr. Guy Ritchie. Vertical Entertainment România aduce în sălile de cinema filmul Furia unui om periculos. Wrath of Man e titlul original și e reunirea dintre Guy Ritchie și Jason Statham. Cum a ajuns Guy Ritchie să facă acest film de acțiune? În urmă cu 10 ani a văzut un film franțuzesc, Le Convoyeur, și a rămas mintea la el până în ziua în care s-a decis că e timpul să facă propriul lui film. A scris scenariul și primul om pe care l-a sunat a fost, normal, Jason Statham. Furia unui om periculos e un film pur de acțiune, un thriller în care H, personajul jucat de Statham, altfel un om liniștit la locul lui, este un șef al criminalității sub acoperire care caută cu disperare o cale de a răzbuna uciderea fiului său. Cum scrie New York Times, Jason Statham joacă în filmul ăsta rolul tipului cu care pur și simplu nu ai vrea să te pui vreodată. Iar Guy Ritchie are grijă în filmul ăsta să arate pe tot parcursul acțiunii, și e multă acțiune, că nimic, dar absolut nimic, nu e ceea ce pare. Furia unui om periculos e fix filmul ăla de văzut, de văzut neapărat în cinematografe. Fix povestea aia de care ai nevoie pentru a-ți lua o seară de vacanță, chiar dacă nu ai vacanță, într-o sală de cinema. Ăsta e filmul pe care îți propun să-l vedem în cinematografe, iar la podcast, astăzi, vine filmul vieții, povestit de Mirabela. Să vorbim noi între noi. Ce mai faci, Mirai? Bine ai venit, Mirabela. De aur, sper că îți place cana asta. Vai, sunt disperată. E a 400-a. Mulțumesc. Care 400 peste 1000? Peste 1000 de căni, am, nu? Am acum o peste. Dar vezi, asta nu ce îmi place. Asta da. E o ceașcă din noua colecție Radio Zoo. Mai am? Știu din vechile colecții. Știu, tocmai de aceea. Dar de ce ți-e dor ție? Uite, să știu o chestie, că vorbeam cu Roberta și mi-e dor de o emisiune de aia care făceam noi. Cu o joi de colecție. Joi de colecție, cu lume multă, artiști mai mulți sau mai puțin mari, n-are importanță, artiști, cu orchestră, piese inventate de noi, aduse, alea au fost frumoase, momentele alea. Și na, eu chiar mă uit pe YouTube și mi le dă Facebook-ul, tot timpul mi le trimite, știi? Serios? Da, și mă uit. Da, aia foarte a fost, frumoase. Aia chiar a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă. În care... Aia a fost cea mai frumoasă perioadă. Când am cântat cu Florin, m-ai pus să cânt cu Florin, te aștept să vii. Cu impecabilul Florin Salam. Impecabilul. Aia chiar a fost o emisiune. Da, emisiune. Da. A fost o emisiune. Ai cântat, te aștept să vii, nu? Te aștept, da. Unul și la el, da, și el avea emoții îngrozitoare și eu aveam emoții îngrozitoare, știi? Deci Loredana nu trebuie să se laude că eu am cântat prima manelă. Păi nu. Manele, nu am cântat manele. El a cântat muzică ușoară. Și eu am cântat manele. Nu mai știu. Cu el. Nu mai știu ce am cântat, nu mai știu. Dar în orice caz să... Eu sunt prima care am cântat cu maneliș, mă rog. Pentru mine eu nu fac diferența asta, maneliș, da. Dar ai cântat cu oricare dintre ei? Nu cu oricare. Dintre maneliști? Nu. Nu, am și eu. Am și eu mândria mea. Așa cum cred că, nu știu, nici Florin Salam, de exemplu, Florin n-ar cânta cu oricine din muzica ușoară. Eu pe Florin îl apreciez foarte tare. Pentru mine este foarte bun. Este foarte bun. Maxim bun. Poate că n-ar trebui să mai împărțim muzica în genuri, genuri bune, genuri nebune. Poate ar trebui să ne uităm un pic la valoare. Nu, eu împart muzica, că toată lumea, a, piesele alea vechi, nu, nu există asta. Există muzică bună și proastă. Punct. Nu dar există nu... altfel de muzică. Eu nu împart că manele, că aia, că... Nu, muzică bună, nu mă refer la muzica clasică. Aia este cu totul segment aparte, dar muzica cealaltă, comercială, tot ce se cântă, tot ce ascultă poporul român, știi, și la bine și la greu, este muzică bună și muzică proastă. Asta e. Și eu aș cânta și cu muzică proastă. Am cântat. Ce din repertoriu? Ai peste 1000 de piese? Nu. Eronat. N-ai am peste 600. Ai peste 600. Le-ai renumărat și ai mai nu, multe? Nu, nu le-am, dar nu, 1000 nu, că nu sunt chiar așa bătrână. N-am avut timp să le fac.
La 600 am. Și ce îți pare rău din ce ai cântat? Din peste 600 de piese, de ce îți pare, de ce pare? Că am cântat și piese proaste. Pentru că mi-a fost drag de compozitor și nu vreau să-l supăr. Nu foarte multe, pentru că eu sunt urâcioasă la chestia asta. Nu cânt. Trebuie să-mi fi fost prea drag compozitorul și mi-era rușină să-l refuz. Dar în general eu refuz piesele. Dacă nu mi se potrivesc, poate o dă cuiva care o merită, care o cântă perfect și eu o stric. Dar asta se întâmpla înainte de 90? Înainte, cu mult. Cu mult. Păi, acum nu mai mă cheamă nimeni să-mi dea. Numai Țeicu. Țeicu mi-a scris după nebunia asta două, trei piese și Comornic. Și la Chișinău. Nu mă plâng de piese. La Chișinău mă regăsesc cel mai bine. Da, de altfel în devenirea ta ca artistă, mi se pare că Marius Țeicu... Mi-a fost profesor. Ți-a fost și profesor, da. Și a fost cel care ți-a compus foarte mult, cel puțin, da, în prima perioadă. El, Vasile Vasilache, Marcel Dragomir, au fost, eu am cântat numai compozitori români. Și Marius Țeicu, cred că Marius Țeicu ți-a compus... o piesă care pentru mine cred că e una dintre cele mai valoroase piese ale tale. Mulțumesc, iubită mamă. Nu el a compus-o? Nu. Marian Nistor. El a compus-o? Formația Savoi. Da. Pe versurile lui Vadim Tudor. Marian mi-a compus 6 piese. Era un turneu la Moscova și la Moscova am fost foarte, foarte, foarte tare prețuită. Și unde mă duceam, mi se dădea un apartament de întorceai un autocar în el. Erai divă. Eram diva. Aia a fost primii care și ultimii care m-au considerat o artistă. Și la Moscova stăteam la hotelul Budapesta, stil vechi, așa, foarte frumos, hotel foarte frumos, și aveam în sufragerie, în living, aveam pian cu coadă. Tu-ți dai seama? Și m-au sunat băieții, Marian cu toată gașca de la Savoi, zicea, hai că venim pe la tine, dar trebuia să mă sună ca să ajung eu la ușă, că eram departe. Și ziceai să cânt. Și s-a pus la pian și mi-a cântat 6 piese. 6 piese pe care în 1972, nu, 72, da, cam 72, le-am înregistrat una după alta. 6 piese. Mulțumesc, iubită mamă. Frunza mea albastră, Iartă-mă, Amintiri, cum se cheamă, Roboțel și Noapte de Mai. Privighetoare. Toate mari. Da. Toate aceste, și le-am înregistrat toate. Și toate au devenit șlacări, culme. Dar Marian, versuri numai poeți. Iar Mulțumesc, iubită mamă, Vadim a dedicat-o mamei lui, care era foarte bolnavă. Și mama lui, după ce am înregistrat piesa și i-a dat-o, și ținea la mine foarte mult. Și mama lui și Vadim a mai trăit 5 ani. Mi-a povestit într-o emisiune că a difuzat prima oară piesa asta la radio exact când mama lui a ieșit din operație. Când au adus-o în salon, a dat drumul la radio și au difuzat-o prima oară. Da. Și a fost operație cu succes. Și a mai trăit 5 ani. Da. Doamne, câte amintiri. Cred că face mai multe ți-am zis că eu sunt un fel de mic rainbow. Dar cum ai apărut tu? Pentru că spuneai la un moment dat că nici frumoasă nu te considerai, nu. Nici planturoasă, nu. Și nu, nici pe vremea aia nu era trecere pentru astfel de caractere. Mă, a fost foarte bine, pentru că fiind mică, slabă și urâtă, mă strecura mor pe gaura cheii, mă dădea afară pe ușă, intram pe gaura cheii, mă dă sub ușă. Adică, mamă, am fost foarte, foarte, foarte tenace. Eu vreau să cânt. Nu vreau nimic altceva, nimic. Nu bani, nu, eu nu vreau să artistă, vedetă. Vreau să mă las să cânt. Lăsați-mă să cânt, cum e pe TikTok, știi? Beau afară. Asta după ce în copilărie tu ai făcut gimnastică. De performanță. De da. Performanță. Da. Pe de-aia am rămas pitică. Din cauza gimnasticii. Da. În general, tu n-ai văzut, cu toate sunt mici de statură.
Asta e. Am umerii de zici că-s bărbat. Și împotriva voinței părinților, tu spui și a societății de întotdeauna atunci, am care făcut, nu-și numai doreau artist. Eu. Tot ce n-a vrut mama cu tata, eu am făcut. Eu vroiam să cânt, ai mei nu vreau, mama vroia, mama era o mică alintată. Tata nu. Avea o părere foarte bună despre artiști. Da, e una că nu voia și alta că ți-i interzicea. Nu, nu mi-a interzis. Nu ți-a interzis. Nu mi-a interzis. Vreau să spun că taică-miu n-a fost niciodată în viața lui la un spectacol de-al meu. Niciodată. Juca table, la era unde e biserica Sfântul Gheorghe? Nu, nu Sfântul Gheorghe. Acum e magazinul Unirea pe acolo, nici nu mai știu cum se chema. Era restaurantul Unirea. Și era o biserică acolo și era un tribunal pe colț. Sectorului, nu știu dacă sector, nu mai știu. Și taică, mi-a jucat table cu moșii lui acolo pe băncuță. Și ăia îi spuneau, zice, băi, Alexandru, am auzit-o pe Fita la radio, cu nu știu ce. Nu, deci până la capătul zilelor. Niciodată. Lui? Iar mama mea a fost de două ori la două spectacole în viața ei. Mari, bănuiesc. Unul la Polivalentă au fost melodiile anului, nu știu ce, odată. Și a doua oră a fost lăsată la radio la Șlagăre, nu știu ce, și când a prezentat-o Ursulescu, mama Mirabelei Doau, și s-a ridicat ea, băbuța mea, și a scos pălăria să mulțumească. Da, foarte. Dar ai văzut-o mândră atunci pe mama ta? Mama era cea mai mândră, era cea mai fericită. Dar era nu mama... avea curajul să vorbească de față cu tata? Nu, tata, când am devenit eu să zicem ceva, tata nu mai era deja. Nu mai era. Că el, și nu ți-a spus niciodată, sunt mândru că no. Te-au auzit vecinii măcar la radio? Niciodată? Niciodată. No. Bănuiesc că e greu de dus. Nu e greu de dus pentru că eu știam că mă iubește Maxim. Și m-a ajutat foarte tare. M-a ajutat, tăticul meu m-a ajutat. Mama ți-am spus că era o mică alintată. Nu, ea a fost o alintată de tata. Ea a stat acasă, ne-a crescut pe mine și pe sormea. Ea era mama. Nu... Tăticul a tras greu și cu pușcăria și cu tot. A făcut... Tăticul m-a fost pușcărie politic. Eu aveam, când l-a luat, aveam 3 ani. Dar de ce i-o fi fost frică să te faci artistă? Și nu de ce i-a plăcut. El avea... Asta erau concepțiile. El era... Artiștii sunt... pleava societății. Niște neserioși. Da. Și el te voia un cetățean serios. Sormea a vrut să fie balerină. Și nu a lăsat. Cu ea a ieșit. Dar cu tine ce voia să facă? Ce, cum ar fi văzut cu mine nu i-a ieșit, el pe Mirabel? Eu am vrut să cânt. Dar ce și-ar fi dorit el pentru tine? Nu mi-a tata? Spus niciodată. Nevastă, cu familie, cu copii, să stau la casa mea, mentalități. Tăticul meu era un om foarte deschis la minte, dar la aspectul ăsta familie era... Strict, sever. Strict. Dar o discuție de la egal la egal cu tata, nu știu, na, sigur că vorbim despre alte vremuri. Alte ai vremuri. Avut vreodată în care să spui... M-a bătut de două ori. De două ori, că am întârziat odată la... Când mi-am cunoscut primul soț. Vedeau ieri. Adică la 18 ani. Da. L-am cunoscut la... El era mai mare ca mine cu 4 ani. La o zi de naștere a unei colege... Așa, și eu nu beau. Alcool? Acolo, deloc. Era acolo, au făcut un fel de carcarete, îți dai seama, toată, copii tâmpiți. Tot ce s-a adus acolo, băutură, s-a băgat într-o vază de aia mare și s-a amestecat. N-am să uit toată viața mea. Și fiecare a băut o păcărere. Bineînțeles că, uite, am... Și am rămas acolo și da, nu-s uit toată viața mea cum dansam eu cu Dauer pe tombă la Nejă. Cu viitorul tău soț. Viitorul meu soț, da. Așa te-ai îndrăgostit? Da, și am ajuns acasă la ora, în loc de 9, 2. Și a plecat Dauer, eu stăteam într-un cartier
mai cu colegi de-ai mei de la manele și l-au tras de, i-au furat țigările, i-au furat bricheta, i-au furat fularul la ora aia, na, că era și el tânăr, na. Și m-a întâmpinat mama, că era la o casă la Poșta Vita, stăteam noi, o casă așa cu o scară interioară, să zicem, că nu era o fiță de casă, dar și în capul scărilor făceam: mâine să fugi la sol dacă te omoară tactul. Și când s-a trezit tata a doua zi? Când s-a trezit tata, în primul rând, nu m-a bătut atunci. Nu m-a bătut. I-a spus lui sora mea să vină să mă ia, să mă duc la doctor. Mm-hmm. Controlul de rutină. Era prima oară. Da. După ce au trecut aburii alcoolului, se pare că n-a trecut efectul beției de dragoste. De dragoste? Păi nu te-ai măritat? Păi la m-am măritat, timp. Dar crezi că de dragoste m-am măritat? Eu așa credeam, fără minte. Nu puteam să mai copilăresc eu. Era foarte bine la mama și tata, da. Dar tu voiai să scapi de ei. Da. Eu vreau să mă duc și la chefuri, să nu mai mă bată nimeni la cap, să nu mai stau până la două noaptea să mă aștepte cu cureaua tata. Adică vreau libertate, știi? Dar nu, n-a fost să fie. Și ai fugit cu tânărul Daur. N-am fugit, în n-am... viață. A fost frumos când s-a dus tata să mă ceară la ei lui. Și taică-su care era un haios, domnul Daur, nenorocire. Și taică-meu al haios s-a dus acolo și să se împrietenească, să cunoască, nu știu ce, că vor să, ăștia doi proști vor să ia, nu știu ce. Și domnul Daur zice: nu vezi mai bine să-i dau pisicul ăsta decât să-i dau pe fimiu? Îi dau pisicul ăsta că e mai bun. Adică a fost o bășcălie la adresa noastră, nu vrei să știi. N-aveam minte niciunul, dar a fost un sos bun. Mergeam pe motoretă, dar eram perechea cea mai frumoasă la chefuri, pentru că dansam cel mai bine. Practic el m-a învățat pe mine să dansez. La petrecere eram singurii care eram primii invitați, pentru că aveam magnetofon Tesla. Înțeles, deci de metal. Tesla era și pe vremea aia la mare căutare, dar magnetofonul, nu mașina. Magnetofon, Tesla, dar așa de metal, n-am să, auriu cu verde, n-am să uit niciodată și aveam muzică, frate. Și ne invitau ăștia să aducem muzică și dansam bine. A fost foarte frumoasă perioada aia, 5 ani de stat. Da. Am plecat. Acum, după mult timp, dacă e să dai filmul, spui că n-a fost iubire. Nu, dar a fost o prietenie frumoasă. Bănuiesc că tu ai primit de la primul tău soț, de la domnul Daur, ai primit afecțiunea pe care nu o primeai de la tata. Tata m-a iubit imens. Dar nu ți-a arătat asta. Nu, dar eu știam că mă iubește. Știai? Da. Păi și n-aveai și tu nevoie de... Părinții mei mă iubeau foarte tare. Afecțiune? Nu, pentru că eu nu... Uite, probabil că asta m-a format pe mine. Nici eu nu sunt foarte pupăcioasă. Eu nu spun te iubesc. Eu nu fac declarații. Mai bine fac. Mai bine ești pe fapte. Pe fapt. Demonstrez că te iubesc. Îți arăt că te iubesc altfel. Nu vorbesc. Nu. Așa că nu m-a deranjat niciodată. Sau așa sunt eu construită. Dar nu de la ei, că ei m-au iubit foarte tare pe mine. Părinții. Se mândeau cu mine, da. Și când au acceptat că fata lor de 18 ani pleacă de acasă, ba mai mult se mărită. Mama a acceptat din prima, pentru că era păpușa mea și făcea ce vroiam eu, și tata după aia a acceptat și el, ce să facă. Dar nu a fost acolo cu căsătoria la 18 ani. De altfel am niște poze vechi de la căsătoria mea, să vezi ce față are. Tata. Da. Trist. Nu era trist. Îmbufnat. Așa, nu. Știa el că n-o să țină. Aha, deci pe el îl liniștea gândul că e un fel de prima. Da, lasă nebuna să facă ce vrea. Și a și că nu mi-am puțin. Terminat studiile, că nu, adică pe liceu să mă duc și eu la o facultate, nu. Și a ținut 4-5 ani? 5 ani, pentru că eu am plecat în Iugoslavia. Dar ai părăsit domiciliu conjugal ca să... Nu, n-am părăsit. Cânti în Iugoslavia? Nu, n-am părăsit de comun acord. I-am zis, plec în Iugoslavia să cânt. Și când am venit, am divorțat.
Dar știi cum de m-am ce? Divorțat? De ce? De plictiseală? De... Nu, am zis, mă, lasă-mă să cânt, mă duc să cânt, tu stai singur aici, ne despărțim. Foarte frumos ne-am... Știi unde ne-am despărțit? La, ne-am dus la... Cum se cheamă acolo? La restaurantul Unirea, unde am făcut petrecerea de căsătorie. Acolo ne-am făcut petrecerea eu, el și cu tata, după ce am ieșit de la tribunal, au băut ei câte o bere, am mâncat... Și ne-am râs acolo, ne-am despărțit noi. Tata a fost, cred că, cel mai fericit. Da, tata a fost întotdeauna fericit. N-a fost. Să-mi fie bine mie. Nu, el a fost minunat. Asta mi se pare extraordinar, să faci petrecerea de divorț. Noi am rămas prieteni, da. Am făcut petrecere de divorț noi trei. Și ați ținut legătura mult timp după aceea? Și acum cred că mai ținem. Dar nu știu, el e plecat în Israel. Nu, n-a venit niciodată la mine acolo, la niciun concert. Deci între voi doi n-au... După ce a murit tata, a fost singura persoană care a venit la mormântare la tatăl meu. Singura persoană dintre cei... Da. Apropiați. Apropiați. El a venit la cimitir la tata, la mormântare. Dar te-ai gândit? Nu știu cum a aflat, habar n-am, oricum era o persoană descurcăreață și a venit și m-a sprijinit foarte tare, pentru că eu am suferit imens. Dar te-ai gândit că poate omul ăsta chiar te-a iubit? Da, sigur. M-a iubit foarte tare, dar eu nu, la mine era o joacă, nu eram matură deloc, bine, nici acum, dar important. O fi suferit după tine? Tu clar n-ai suferit, pentru că mi-ai spus... Nu, n-am suferit, dar întotdeauna voi vorbi frumos despre această persoană, pentru că a fost prietenul meu cel mai bun. A fost prietenul meu cel mai bun. Și sunt recunoscătoare. Și nu l-ai întrebat vreodată, mai ai suferit după mine? Nu. Niciodată nu mă o să întreb așa ceva. Să-i strig viața. Noroc, 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 Ziu. 20 și ceva de ani... Cântăreață în restaurante, divorțată, deci liberă. Nu eram tratată, eram măritată atunci când am cântat în cărciumă, la Săftică. Da, dar după ce ai divorțat, erai deja liberă. Am plecat în Iugoslavia. Ai plecat? Eram măritată încă și când am venit în Iugoslavia, în 72, atunci am divorțat. Parcă da. Nu știu, și om ne-am căsătorit. Care a fost momentul când tu ai trecut de la statutul ăsta de artistă de restaurant, artistă radio, TV, festivaluri? N-am trecut niciodată, eu le-am făcut pe toate la grămadă. Dar când ai devenit cunoscută? Foarte greu. Și cu o luptă imensă. Pentru că la festival, la Mamaia, de câte ori am fost, eu am fost laureată. Adică nu îmi dădeau premii. A, nu? Nu. Laureată. Laureată așa, un fel de mențiune de aia, de consolare. Ah, ok, luai mențiune. Dar ce nu le plăcea la tine? Nu știu. Că vocea... Pe mine nu mă interesa. Eu vreau să cânt. Și dacă mă lăsă, nici nu mă interesa. Și dacă nu iau premii, ce? Eu am fost un fel de Mica Celentanu. Că nici ăla plătea să nu ia premii. Știi? Eu nu plăteam, dar că nu le luam oricum. Nu, dar... niciodată nu m-a interesat banul. Nu mă interesează banul decât să am un trai decent. Nu, premii, osanale, nu. Nu. Așa că nu m-a interesat premiul. Niciodată. Și cine te-a valorizat? Cine... Nu știu, Mihai, dacă cineva. În orice caz, știu că Vornicu m-a iubit foarte tare și m-a prețuit foarte tare. De la Tudor Vornicu, de la televizor. Aurora Andronache. Eu am lucrat cu o echipă la TVR genială, cu niște oameni, adică cu mari profesioniști. La Mamaia, la tot ce se întâmpla, nu. Piesele mele erau cele mai bune și nu erau prețuite. Și nu. Conta să apar la televizor, pentru că dacă nu apărea la televiziune... Eu vreau să spun că apăream foarte mult la televizor atunci. Apăream foarte mult. Pe radio eram non-stop difuzați. Non-stop. Bine, aveam niște piese... Dar cât de greu ți-a fost să ajungi acolo? Foarte greu. Foarte greu. Foarte greu. Ți-am zis, nu aveam niciun atu în afară de cântat. Voce. Nimic.
Bine, mie nu vine să spun de voce sau asta, că multe aveau voce. Dar nu, eu nu. Voci bune au fost, și Angela a fost voce bună, și Corina a fost, Dida, noi am fost o clasă, nu Corina, dar Angela, Dida, Angela... Romcescu, Mihai, Olimpia. Asta e generația. Nu, erau clasa de la Florica Orescu, de la Școala Populară de Arte. Clasa noastră toată, multă, multă. Deci în aceeași clasă, Angela Similea, Angela Dida, eu, Mihai, Olimpia, profesor Marius Seicu, adică gașcă, serios. Aleși pe Sprânceană. Da. Gabi Dorobanțu, adică tot ce era mai bun a fost acolo. Dar cum era industria muzicală atunci? Erați prieteni sau vă respectați doar așa, pur și simplu? Nu știu dacă era vorba de respect, dar eram o mare familie. Nu era respect, ne prețuiam foarte tare, nu respect. Noi nu știam că eram copii tâmpiți și nu... Dar nu era o competiție nu. De asta? Nu, nu. Drastic ne între bucuram voi. Fiecare de succesul celuilalt. Băi, aseară a scos o piesă, vai, superbă piesă, ce frumoasă piesă, ai fost la concert, vai. Ne bucuram, stăteam cu list și participam când era celălalt în scenă, adică a fost mare familie. Când plecam în turnee, în general eu mergeam cu Angela și cu Savoiu. Unde s-a mai văzut să facă un turneu cu o trupă care erau o trupă vedetă și că ei au fost singura trupă din România care a acompaniat soliști vedete, nu acompaniau altfel. Așa Angela și cu mine, niciodată. Sau dacă nu era Angela, era Corina. Sau dacă nu era Corina, era Spătaru. Adică trupe și soliști mari. Măi, era o mare familie. După spectacol, toată lumea se strângea într-una din camere, mâncam împreună, vorbeam, bărfeam, râdeam, nu mergeam pe stradă, ziceai că suntem echipa de fotbal, nu știu, că eram în training-uri la fel sau aproximativ îmbrăcați. Măi, ca o mare familie era. Ca o mare. Adică nu tot așa, vă întâlneați din când în când, no, la vreo emisiune, uite, no, ce bine ne înțelegem, no, noi și după aceea vă vorbeați pe la spate. Asta e acum. Simți? Asta e acum. Wow. Acum este... E singur. Dar când simți că s-a schimbat? După 9 zile s-a schimbat tot. Din ce în ce mai rău. Atâta timp cât va fi puterea banului și puterea alta decât al artei, a muzicii, a frumosului, a publicului, știi că de fapt tu de asta te-ai făcut artist, pentru măria sa publicul, nu pentru tine, să fii tu frumos și elegant și bijuterii și cu haine ultimă fiță, nu, noi iubeam pe acolo, pe dânsul, ăla din ultimul rând, să vadă, să te simtă. Asta a fost menirea noastră și crezul nostru, nu mai există asta, totul ce se spune e o pălăvrăgeală. La cât de privilegiați erau artiștii înainte de 90? Nu erau. Am zis că dacă noi eram generația noastră, asta e poate că singurul meu regret, că nu sunt născut acum. Știi? Să mă pot bucura de tot ce se întâmplă, de toate, tot ce primesc acești copii, generația asta. De aparatură, gadgeturi, viață, bani, mulți. Dar nu-i mai greu să te lansezi acum? Da. Cel care vrea să se lanseze acum este... Trebuie să facă... Deci, uite, vreau să spun o chestie. Mie îmi place foarte tare o fetiță care cântă superb. Acum. Superb. Și o spun și am să o repet, l-am spus-o la toată lumea. Teoros. Uh-huh. Are un glas. Face ce vrea ea cu el. Și cântă ce vrea. Ea a intrat acum pe o latură care... Bă, cântă perfect ce cântă ea acum, dar nu e aia ce trebuie să cânte ea, cu glasul ei. Te referi la faptul că, nu știu, poate cântă prea mult spre manele? Da, nu prea mult, numai asta cântă. Ea trebuie să facă, nu știu dacă pentru ea consideră că e un compromis, poate nu consideră, dar trebuie să se descurce, trebuie să-și
fie văzută, trebuie să știe lumea că există. Și probabil că cine a sfătuit, a sfătuit-o foarte bine. Ce să facă? N-are ce să facă. Trebuie să facă ceva ca să o vadă lumea, să o remarce lumea. Cântă perfect, superb cântă. Dar nu mai este timp. Deci noi acum, mulțumesc de Dumnezeu, eu vorbesc aici, să vorbesc în numele meu, mulțumesc de Dumnezeu că sunt cunoscută și dacă eu vreau să cânt o prostie acum, mă taxează lumea, dar nu mă urâște. Dar pot să cânt o prostie. Hai mă, că e Mirabela Gauer. Înțelegi ce zic? Mm-hmm. Copilul ăsta nu poate să facă asta. Adică poți să-mi dai și exemplu cu Loredana, același? Loredana poate să cânte ce vrea mușchiul ei, că e Loredana. Dar nu... Eu admir pe Loredana pentru ceea ce face, iartă-mă. Poate să mi-am luat pumne în gură pentru chestia asta de când a apărut Loredana cu asta, cu prosteala asta, cu o prosteală. Și bravo ei, bravo, adică, ei că poate, eu nu pot. Tu spui că dacă bazele tale artistice sunt solide... Că faci un compromis. Nu, niciun, pentru Loredana nu-i compromis. Ea a făcut o onoare acestor domni, care și ei sunt cunoscuți, dar nu sunt Loredana Groza. Le-a făcut o onoare pentru că doamna Loredana Groza a cântat cu ei. Deci când ești Loredana, îți permiți orice. Da. Când ești Teoroz... Orice. Ea nu și-a pus poalele în cap. Cântă. Cântă. Face ceea ce când știe ea să cânte. Bravo ei că se reinventează. Bravo ei că are curaj. Eu curajul ăsta nu l-aș avea. Recunosc. Mm. În afară de faptul că nu cred că aș putea. Nu dar știu. Nu crezi că te-ai reinventat în parcursul carierei? Nu. Poate că în sound-ul pieselor mele, cele făcute la Chișinău sau compozitorii care mi-au scris acum, sau poate că am remixat niște piese, dar nu m-am. Eu sunt aceeași. Aceeași. Ca în ziua în care te-ai lansat. Adică atitudinea e... Mai matură un pic. Mai matură un pic. Dar la fel de vie, de năstrușnică, mereu conectată la ce e în prezent. Da. Ai un smartwatch la mână, ai un smartphone, îți administrezi singură conturile singură. Facebook, Instagram, TikTok ai? Da. Cum? Vrei să vezi? Ai TikTok? Mi-ai. Hai că mă ieși enervez. Tu n-ai văzut TikTok-ul meu? Postezi des pe TikTok? Aproape zilnic. Te arăt imediat TikTok-ul meu. Imediat arăt. Și faci dansuri de alea? Eu nu știu să le fac, da? Vai, Mihai. Vrei să vezi TikTok-ul meu? Vreau să văd TikTok-ul tău, da. Uite, îți arăt imediat un TikTok. Uite, cu cățelul meu. Ce frumos! Tu l-ai pe vărul lui! Tu ți le faci singură, nu? Eu! Ce tare! Da, cățelul nostru de acasă, da, mai povestit asta și spun de fiecare dată, cățelul nostru de acasă este un cățel pe care l-a primit Mirabela la o emisiune de televiziune și nu l-a putut lua acasă. Și cât m-am rugat de tine? Și eu m-am rugat la rândul meu de soție. Și acum... Și acum deja este la a doua generație de fete. Adică da. Le-a crescut pe Mara și pe Cezara și acum sper să-i reziste Roway pentru cum că... Cum îl chema? Olaf. Olaf, așa. Sper să-i reziste Roway pentru că Roal e teroarea lui. Îl trage de păr. Hai de urechi. Nu-ți imaginezi. Dar o să ne descurcăm, o să treacă și peste asta. Da, Olaf trebuia să fie cățelul Mirabelei. Și l-am luat eu acasă la emisiunea aia de televiziune. De asta zic, că mi-e place de tine că ai rămas mereu în prezent. Ești actuală. Îmi face plăcere. Te updatezi tot timpul. Îmi face plăcere din acest punct de vedere să știu tot, să văd tot. Dacă prietenii mei care sunt cu mulți ani mai tânări ca mine, na, cel puțin 40 de ani, 30 și... Ce-ai scris acolo? Cum faci asta? Învață-mă și pe mine. Vreau și eu să fac asta. Când au apărut tabletele, ți-ai luat tablete. Am tabletă. Am tot. Am tot. Sunt disperată. Vreau să am tot, vreau să știu tot. Adică mi se pare că tu ești exact ca un, nu știu, hai să zicem iPhone. Da, s-a lansat iPhone-ul acum 14-15 ani.
după care se lansează versiuni noi. Tu ești aceeași Mirabela, ai zis că nu eu te-ai schimbat, dar Mirabela, îți faci mereu update-uri de soft. Update. Mă, update-ez. Adaptez. Și asta te ține... Da, mă simt foarte bine. Mulțumesc, Dumnezeu. Eu am o vorbă, știi, cine vrea, cine se gândește rău la mine, eu nu bag în seamă. Totul e sus, se plătește totul, totul se întoarce. Bine, eu nu mă gândesc. Asta e. Fiecare gândește, de fapt, cine mă vorbește sau bărfește de mine pe undeva, nu știu ce, își arată adevărata față. Nu mă bărfește pe mine, se bărfește pe el. Își arată fața. Deci nu mă interesează. Nu sunt băgată în găști. Nu sunt băgată nicăieri. Eu am lumea mea, m-am mutat și la țară. E perfect. E perfect unde sunt. Dacă dar ce crezi că e foarte... Cum crezi că îți ții mintea vie? Așa. Așa. Fiind toată ziua conectată la tot ce se întâmplă. La mine televizoarele merg aproape în toate camerele. Muzică în toate camerele. În mașină cum urc muzică. Asta ți se potrivește ție? Nu înseamnă că asta e... Bine, dar nu ascult muzică cu mine. Să nu crezi vreodată. Vreodată. Păi mă gândeam că nu. Nu, niciodată. Mă duc la prietenii mei care stau vis-a-vis de mine pe stradă și una, două, ei au ei un fetiș, toate, bine, ei tot timpul mă ascultă pe mine și pe Fuego. Uh-huh. Știi? Și când mă duc acolo, pac! Îi pun să schimbe tot. Nu, nu-ți ascund. Place să te auzi? Nu. Nu că îmi găsesc defecte multe. Și încep și mă indispun, ia ce prost am cântat piesa, ia uite ce prost am cântat aia. Nu, 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 nu mă duc. Dar ascult muzică, tot ascult muzică. Ascult muzică, sunt conectată. Aș vrea să muncesc mai mult, să mă ajute Dumnezeu să muncesc. Păi când a început pandemia, mi-am schimbat mașina. N-am știut că vine pandemia. Și cine era când a început pandemia, că am avut foarte... Hai să încep și eu. Și ai avut mult timp să te uiți la ea. Evenimente, da, care s-au anulat. Eu n-am știut că o să vină pandemia și mi-am luat mașina și toți banii care i-aveam strânși, că nu sunt persoana să strâng bani. Am strâns pentru că vreau să schimb mașina. Mi-am luat mașina, a fost perfect și a venit pandemia. Și cine a rămas fără bani, iacă-t-o, Mirabela. Nu contează, am avut niște avansuri pentru câteva din ele. Am fost drăguță, am fost deșteaptă, am fost drămuită și a fost foarte bine. Dar ce s-a fost cel mai greu în perioada asta? Că acum când financiar... am cântat. Când ai cântat. Și financiar, Mihai, pentru că financiar nu... Atâta timp cât eu am bani pentru băiețelul meu, pentru că cățelul meu să mănânce, nu mai trebuie nimic. Ce ciugulesc eu nu are importanță. Eu am fost foarte bolnavă ultimii 3 ani. Și foarte bolnavă. Bă, foarte bolnavă, dar acum 3 ani. 4 deja aproape. Uh-huh. Așa? Și... toată istoria asta medicală e costisitoare. Este, nu, vrei să știi mie. Și eu a trebuit să susțin. Am avut noroc din fonduri proprii. Da. Am avut marele noroc să am niște prieteni în Germania care jumătate din tratamentul de 2 ani de zile trebuiau niște medicamente din Germania foarte scumpe. Mi l-au susținut ele, prietenele mele. Tocmai mi-ai spus că îți faci update-urile astea de soft tot timpul. Ești mereu conectat, ai TikTok. Dar pe lângă software mai există și hardware, adică trupul. Și ai avut încercarea asta destul, cumpăna asta destul de grea în urmă cu, da, cu 4 ani. 4 ani aproape. Pe 28 ianuarie fac 4 ani. Cum a fost momentul ăla? Măi, eu am o doză, ți-am spus, de inconștiență. Prietenul meu foarte bun, Andrei, care este medic la Elias, dar cu totul, e medicul meu. Eu trebuia să plec cu bebe micu în America, în turneu, și să spun drept, nu aveam chef. Și am zis, hai să... inventezi ceva. Vezi? Că ești pedepsit? Și am zis la Andrei, vreau să fac niște analize.
Păi ce analize să faci? De-abia le-ai făcut în noiembrie. Poate îmi găsești ceva, ca să am o scuză să nu plec în turneu. Ce mă analize? Nu faci nicio analiză, că de-abia ai făcut în noiembrie. Ce? Bine, hai facem un CT și un RMN. Că asta nu le-ai mai făcut de niște ani. Și m-am dus și am făcut CT și RMN. Și la RMN a ieșit boala. Noroc, a zis el. A fost un înger pentru mine. Boală însemnând? Cancer. A fost cancer. Cancer, cancer. Și când a venit el și m-a anunțat acasă, se dădea de ceasul morții, își freca mâinile. Nu știa cum să-mi spună, știi? Medicul. Da. Era la mine, eram în bucătărie, era sâmbătă, n-am să niciodată, eu am făcut analizele luni și numele, totul suna, bă, cum a ieșit aia, cum a ieșit aia? Ziceai că nu poți vorbesc acum, că nu știu ce, el nu știa cum să-mi spună. Așa amâna momentul. Da. Și l-a amânat până sâmbătă când a venit la mine. Era Adriana, o prietenă mea, eram în bucătărie acolo, Adriana care știa și își muca buzea, așa. El la fel care avea, ce aveți, drăguț? Zi, știi că ai cancer. Eu am luat o față tâmpă, dai așa. Și pauză. Zic că și ce facem? El a făcut ochii mari. Nu zici nimic? Bă, da, ce facem? Ce urmează să facem? Și atunci, a doua, nu, sâmbătă era, luni ne-am dus la doctorul Surcel, la Monța, și el a zis, da, operăm, nu facem parascop, nu, nimic, totul facem clasic, adică cu operație, cu totul, cu spitalizare. A durat operația mea, am stat internat în spital, în operație, 8 ore. Mi-a scos un rinichi, mi-a scos 52 de ganglioni, mi-a scos ceva din ureter sau nu știu cum se cheamă, habar n-am, nu știu ce, dar tragedia mare a fost că a fost un cancer foarte agresiv. Descoperit la timp. Descoperit la Poate timp. Poate că dacă plecai în turneu în America... Nu mai era. La mai erai. Nu mai era. S-a declanșat... nebunia, a atins vezica și de 3 ani de zile ne chinuim cu vezica, care îi mulțumim lui Dumnezeu acum, asta a fost tratamentul din Germania, știi, nu mi-a trebuit chimioterapie pentru că s-a creat pe pământul ăsta un vaccin, de fapt este bacilul tuberculozei, BCG-ul, și care în Germania își costă foarte mulți bani, fiecare fiolă. 3 ani de zile, da, cam 3 ani de zile am făcut instilații direct în vezică cu acest microb și după aia am fost la control dintre 3 luni, în fiecare lună 6 luni, 6 săptămâni, 6 luni, 6 săptămâni, 6 luni, 6 săptămâni instilațiile, după care la 3 luni am fost în spital la iar adormire, iar culcare, iar trezire, iar anestezie, iar nu știu ce, la control, la control, la control. Și acum am fost iar ultima oară, când 16 iunie, și a ieșit foarte bine. Mă bucur, deci tare. Nu s-a, nimic nu s-a împrăștiat și ne vedem, domn doctor vrea să fie sigur că e bine, 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 că e bine, bine, și ne revedem peste 6 luni să vedem ce o vrea Dumnezeu și atunci. No, și e bine. Și asta a fost singură. Dar cum ți-ai ținut pofta de viață? Că pentru a fost operația, după aia pandemia n-ai mai cântat, adică n-ai făcut ceea ce știi să faci. Dumnezeu mă iubește. Mă iubește Dumnezeu că sunt un om bun. N-am nicio calitate alta. Dar sunt un om bun, n-aș face rău, nu m-aș gândi rău la nimeni. Dacă Dumnezeu mi-ar fi dat mai mult, nu știu, aș fi ajutat pe toată lumea asta de pe planeta asta, dar... îi mulțumesc pentru fiecare secundă care mi-o dăruiește în viață, fiecare clipă, și îi mulțumesc Dumnezeu că sunt bine. Sunt bine, pot să zic că sunt bine. Am trecut prin toate, a fost foarte bine. Te-ai simțit singură în perioada asta? Nu, dar
mi-am ales prietenii, Mihai. Nu prietenii, cunoștințele. Mi-am dat seama că cred că toată viața am fost singură. Da. Restul au fost relații de conjunctură. Nu cred că am fost, poate câteva persoane, cât 10 persoane, uite degetele mele, care țin într-adevăr la mine. Am fost foarte mâhniță și dezamăgită cât am fost bolnavă. Am fost foarte, când mi-am revenit... Adică vorbim de ultimii 3 ani. 3 ani. A revenit toată lumea. Dar eu nu mai sunt aceeași persoană. Ce te-a schimbat după... Asta m-a schimbat. Știi că eu nu vreau... Mie nu-mi place să fiu sufocată. Toată ziua mă sune, mă călărești toată ziua să mă sufoși. Nu, mie nu-mi place. Vreau să fii prietenul meu, prietena mea, dar să ne vedem din când în când, să vorbim din când în când, să ai grijă de mine, să am grijă de tine, prieteni. Nu-mi place să fiu sufocată, dar am fost dezamăgită. Nu dai un telefon și acum după ce m-am făcut bine, când mă vezi, spui, vai, știi că te-am căutat? Și mi-a răspuns nu știu cine la telefon că nu poți să vorbești. Eu nu suport minciună. Nu suport mica e minciună. Nu minciunile alea așa de complezanți, știi, micuțe, care, nu, minciuna și falsitatea și scârboșeniile astea, nu le suport. Eu n-aș minți nici, mai bine spun în față ce am de spus, pentru că așa îți demonstrez că sunt prieten, te apăr de ce ar putea să spună alții despre tine. Îți spun adevărul, că așa e normal să spui. Și am fost dezamăgită un pic. Dar nu te-a doborât asta? Nu. Poate mă așteptam, nu știu, subconștientul meu cred că se aștepta. Când ai realizat asta? De-a lungul că, anilor ăștia. Nu doar că ai fost... Acești ani, nu știu. Că ai fost singură în anii ăștia, ci că ai fost singură toată viața. Da, pentru mine, o persoană care nu are familie e singură toată viața. Bun, acum... Asta e adevărul. Pentru mine o persoană care nu are familie e singură toată viața și eu n-am familie. Și asta n-a fost o alegere a ta? Nu. Nu vorbesc de conștient. Nu vorbesc de conștient. Poate nu. Că acțiunile tale, nu. Cauze, efect, nu. Consecințe eu m-am dedicat, te-au dus aici. Nu m-am dedicat cântatului, dar dacă ar fi existat o persoană cum să spun, cum este Bebe Micu? Soțul Mariei Dragomiroiu. Da. Uite ce frumos sunt. Îi admir din tot sufletul meu, ce familie frumoasă au. Dar tu deci aveai, se poate. Tu aveai nevoie de ce fel de bărbat exact lângă ca tine? Care să aibă grijă de tine? Să aibă grijă de mine, eu să am grijă de ei. Să fie un tot. Jumătatea mea, să fim un tot. La greu, la bine, tot împreună. Și n-ai simțit niciodată că ai avut pe cineva? Nu, n-am avut. Nu, n-am avut. Dar spuneai la un moment dat că tragedie. Tu pe toți iubiții tăi i-ai cocoloșit, i-ai alintat, i-ai sufocat. Așa e. I-ai alungat. Nu i-am sufocat. Nu i-ai sufocat? Nu, eu nu sufoc. Ți-am zis, nu spun te iubesc, nu te cocolesc, nu te... Prin faptele mele îți demonstrez că țin la tine. Atât, nu... Și da, când spuneai asta... Am dat tot și n-am primit nimic. Și atunci dacă am dat tot... S-a obișnuit cu tot și odată când nu dai tot, îți dă în cap. Te porți urât. La propriu. Da. Iubiții mei, să știi că n-au fost prea mulți. Eu sunt un fel de, îmi spunea o prietena mea, bine, e un cuvânt cu dublu înțeles, un fel de căzătură de asta, în sensul că când mă atașez de cineva acolo, am căzut, nu mai plec de acolo, acolo stau până când se întâmplă ceva. Nu, eu mă atașez foarte tare, tocmai vezi că nu am familie. Și nu avem familie, ești în bătaia vântului. Că familia susține. Este extraordinar. Cine, toată generația asta acum, voi, trebuie să înțelegeți că familia este extraordinară.
ea te susține, ea... Nu, fără familie ești nimic. Nu neapărat, dacă ai copii, bine, e mult mai bine. Să ai familie. Dar care crezi că a fost cel mai bun bărbat din viața ta? Oh. Bărbat bun, da, era fost vesel. Eram doi copii tâmpiți. Cel mai bun nu a fost soțul meu, a fost iubitul meu. Nu am știut eu să mă port. Nu m-am portat. Adică atunci a fost singura greșeală a vieții mele. Am venit să cânt aici, să fac un album și am plecat. Era în America și eu n-am vrut să rămân în America. Cu iubitul tău de atunci. Și s-a spart toată povestea, care a durat niște ani. Nu. Eu n-am vrut să stau în America. Și după aia, când a venit încoace, îți dai seama ce tâmpită pot să fiu eu. Cum să aduci un om care are totul acolo să-l aduce în România? Cât de idiotă poți să fii? Normal că s-a spart totul. Dar a fost cel mai minunat om pe care l-am cunoscut în viața mea. Mă diviniza. După două căsnicii... Da. Eșuate. Eșuate. Un om minunat. Un om minunat. Na. Eu am făcut. Pare rău, și da? După acest bărbat ai suferit? Am aflat că a murit, da. Pentru că în subconștientul meu știam că e acolo undeva și poate că ne revedem vreodată. Ca în romanele lui Garcia Marquez. Ce frumos ar fi. Dragoste, da, în vremea holerei. Da. Credeai că undeva la uite că n-a anii fost să senectuții fie. O să vă re... Da, n-a fost să fie. Uniți. Da, o să ne vedem. Ne revedem, îți dai seama că mă așteaptă. Tu îmi vorbești acum ca despre un suflet pereche. Da. Așa a fost? Da. E o relație despre care n-ai vorbit. N-am vorbit, asta e prima oară când vorbesc la tine, deci să-mi dai bonus. Mai, băieți, puteți să mai aduceți o cană din colecția nouă cu Radio Zoo? Cu vă rog, gheață, vă rog. Cu multă gheață, da. Vedeți că e o cană de asta cu... suntem pe aceeași frecvență. Inima mea e pe aceeași frecvență cu tine. Aia da, aia nu mi-ai dat, da? Da, da, ia căutați-o, vă rog frumos. Sper să nu se profite, să, că mai mult nu spun decât la tine. Deci e prima oară și singura dată în viața ta și ultima. Când vorbești despre Tudor. Un suflet pereche, Tudor. O relație despre care nu ai vorbit. Nu am nu spus ai și vorbit. N-am voie mai spune niciodată. Dar de ce n-ai vrut să te mai căsătorești după a doua? Nu niciodată n-am vrut. Cu Tudor aș fi vrut. Dar viața... Asta a fost. V-a dus pe drumuri separate. Da. Păcat că eu am crescut aici, m-am născut aici și nu vreau să părăsesc aici incinta. Că dacă mă eram hotărâtă, eram cea mai fericită femeie de pe planetă. Dar la ce vârstă l-ai cunoscut? Pe Tudor l-am cunoscut în anul... 2000, în 1996. La maturitate. Da. Și în 2000 când greșisei destul de mult. Imens. Ca să știi ce îți dorești. Da. Ca și ne-am despărțit în 2000. De revelionul anului 2000. Nu. Atunci am făcut împreună revelionul la New York. Am venit în România. După aia m-am dus la New York, ne-am mai întâlnit, am mai stat puțin, dar nu mai era ce a fost. Și după aia am venit în România definitiv și am aflat că am murit. La câți ani după? Nu mai știu. Nu mai știu. Dar am fost foarte amărâtă, pentru că era un om special. Eu acum nu vreau să spun niște cuvinte mari, să vorbesc patetic, dar dragostea ta de pământul ăsta, de țara asta, a fost mai mare decât dragostea ta cea mai mare. Da. Ce te ține legată de țara asta? Nu știu. Că vin aici și bombân toată ziua. De dimineață până seara bombân. Parcă sunt Kermit. Știi, nu, Boșo și Hodo, acolo că așa le zic eu la aia doi în balcon, toată ziua bombân. Cum am deschis, în afară de faptul că nu pot să stau fără televizor, și bombân și bombân toată ziua, bombân, bombân. Nu știu ce mă ține, nu. Nu cred că iubește cineva mai mult această țară ca mine.
Și cu cât o vorbești mai mult tu de rău, tu îți dai seama cu atât că eu puteam să plec legal din țara asta. Pentru că eu m-am botezat acum 25 de ani. Am trecut la ortodoxi. Pentru că eu sunt de origine iudaică. Uh-huh. Și familia mea toată era acolo, în Israel. Motivul și pentru care tatăl tău a făcut... Tatăl meu a rămas aici. Închisoare politică? Nu, nu cred. Nu de-aia? Nu, nu. Era un intelectual. La ce ne trebuie? Tot așa cum la ce... fel. Păi asta zic. Nu, toată familia mea era acolo, frații lui, surorii, mama, toți. Și eu n-am putut să plec. Nu am putut, îți dai seama, plecam legal. Nu am vrut. Dar ești dependentă cumva. Și folosesc cu dependență pentru că există și dependențe bune și dependențe rele. Ești dependentă cumva de dragostea asta, de energia asta pe care tu o primești de la public? Pentru că dacă tu te-ai fi mutat cu dragostea ta în Statele Unite, probabil n-ai fi primit recunoașterea asta. Nu sunt dependentă de public. Eu sunt dependentă de scenă. Și ți-a fost teamă că nu vei avea o scenă în Statele Unite? Niciodată. Eu sunt un om cu picioarele pe pământ, ancorată bine în pământ. Nu, ci eu visez cai verzi pe pereți. Măi, crede și o Tina Turner. Hai, termină. Mihai. Nu, dar Tina poți să... Mă rog, fiecare cu părerea lui. Eu vreau să, aș fi vrut să fiu, dacă mă nășteam în o altă țară, să fiu a doua Tina Turner. Sau Celine Dion. Chiar cu înălțimea Inei. Chiar și cu înălțimea Inei. Bine, vorbesc... Bine, înălțimea contează în cariera. Angela, era Angela Similea. Da. Înaltă, Corina... Frumoase, amândouă frumoase. Erau Corina, Mirabela și Angela. No. Mirabela fiind cea care făcea notă discordantă. Carul mic răstoarnă. Știți tu cu carul mic? Nu. Eu aș... Nu. Niciodată nu m-am gândit să plec din țară, să fiu în afară, să fiu... Nu. Să plec să mă plimb. Eu nu pot să stau mai mult de o săptămână plecat în vacanță. Pe vremuri, când plecam cu bebe în America, când am plecat începând cu anul 1990, plecam și stăteam 2-3 luni. Dar nebună mai mare ca mine, vroiam să-mi văd la Gara de Nord, am mai spus-o de un milion de ori chestia asta. Vedeam acolo nicio masă fără pește. Era acolo scris pe pereți, nu știu unde. Teatrul Giulești, mi se pare. Eram disperată să vând acolo, să vin în țară. Nu, eu nu am putut sta mai departe. Asta a fost nebunia mea cu Todor. Pare rău. Asta e viața. Ce să facem? Greșește omul. Dar care a fost cea mai grea perioadă pentru tine? Cea mai grea, cred că personal. Ultimii ani? Da, ultimii 4 ani. Am știut că o să ies din boală, dar a fost povestea asta și cu pandemia, a fost foarte greu. Știi ce greu e să ai grijă singur de tot? De tot. Iar eu sunt una din persoanele care nu suportă datoriile, nu suportă să vorbească lumea că am de dat, că am de făcut, că nu știu ce, să nu mă știe lumea. Nu. A fost cel mai greu pentru mine. Cel mai greu. Da, uite, mulțumesc de Dumnezeu, adică, că m-am achitat de tot. E perioada în care aveai cel mai mult nevoie de sprijin și dragostea cuiva, de grija cuiva. Asta am nevoie toată viața. Dar eu n-am avut parte. Deci eu sunt obișnuită acum, eu sunt consolată din acest punct de vedere. N-a fost să fie. Dumnezeu, uite, mi-a dat glas să cânt, a compensat prin altele. Cu iubirea publicului, cu căceii mei, cu florile mele, cu lume. Asta e. Când ți-ai dat seama că nu poți să ai totul? Din prima clip mi-am dat seama că nu pot să am nimic ce pentru sufletul meu. Un suflet lângă mine. Nu pot. Pentru că eu sunt așa. Eu dau tot, nu cer nimic și pierd tot. Asta e caracterizarea ta despre tine. Citeam caracterizarea într-un interviu, caracterizarea unui fost partener de scenă care spunea chiar de ziua ta, mă rog,
cine suntem noi să judecăm gestul? Și declarația spunea: Mirabela e posesivă, egoistă, răzbunătoare. Așa e. Ce recunoști din această... Recunosc că este, s-a caracterizat perfect. Plus altele. Păi asta e o explicație psihologică, pentru că psihologii asta ar spune, că atunci păi când spun același lucru, vorbești despre cineva în te niște caracterizezi termeni, pe tine. Și plus altele. Dar. Deci asta cu cine zice ăla e... A, știi ce bună e? Și adevărată? Nu pot să... Dar posesivă ești? Nu. Egoistă? Mă știi tu pe mine egoist? I-aș da totul de pe mine pentru alții. Aș face totul pentru ei. De altfel, el știe cum e fostul tener de scenă. Și răzbunătoare? Mai ales. Pe ce te-ai răzbunat ultima oară, ca să nu zic pe cine? Da, să mă gândesc. Te-ai enervat uitându-l la televizor și te-ai răzbunat pe televizor, l-ai închis sau... Nu, am schimbat canalul. Deci nu mă răzbun. Cum să mă răzbun să schimb? Nu, schimb canalul. Știi că a zis odată, după 90, că nu știu ce, apărea foarte des. Să vină domnul... ceașca cu Radio Zoo, că mai avem niște dezvăluiri. Păi ați adus la fel o ceașcă, același model? La fel model? Ceașcă? Ba da, e fix la fel, aduceți al model, vă rog. Aduceți al model, vă rog frumos. Cum, adică, ce... Nu știu ce să fac, o să devin răzbunător. Ce defecte îți vezi tu? Mă, nu sunt perfect, e normal. Unul singur a fost perfect. Atât, Iisus Hristos. Cred că e un defect să nu minți, să fii sincer. Băi, ăsta e cel mai mare defect care e la ora asta. Nu există mai mare defect decât sinceritatea. Pe termen scurt. Dar pe termen lung, să fii sincer, oare nu-i bine? Nu. Nu? Nu. Nu. Ce ai plătit pentru sinceritate? Cu viața mea am plătit. Plătit cu viața mea. Sinceritatea nu-i bună. Nu sfătuiesc pe nimeni să fie sincer. Singurătatea mea este din cauza sincerității. Întotdeauna am fost catalogată ca nebună. Pentru că spun lucrurile lor în față și nu place nimănui. Nu m-am obișnuit să nu mai spun. Trebuie să mă dezobișnuiesc, că nu face tuturor plăcere chestia asta, să spui. Am o gură mare, gură mare. Mai îmi zicea mie pe vremuri în tinerețe că-s broască, am gura mare. Cine zicea așa? Toți colegii îmi dai o gură mare, ca o broască. Trebuie să taci. Lasă-mi pace, ce-ți pasă ție de alții? În gură mare. Sunt punctuală. Groaznic. Groaznic, Mihai. Tot ce spun eu acum sunt defecte. Sunt de modă veche. Asta e, ce să fac? Sunt punctuală. Păi eu veneam, Dumnezeu să-l odihnească, Nicu Constantin, cu 2 ore înainte la sala de spectacol. Dar înțeleg că așa făceau și marii artiști de pe vremea aia. Și Dan Spătaru era punctual. Nu mai vorbim de Dan, care era lordul scenei. Să știi că foarte multe, foarte multe, ei, cei mai mari ca mine, m-au învățat lucrul ăsta. Și am ascultat și am urmat și întotdeauna mă gândesc, eu nu pot să merg pe scenă cu lucrurile de pe stradă. Cu pantofii, n-am să uit niciodată cum venea Dan ca un lord. Nu... Am avut o școală aleasă. De care dintre colegii de scenă ți-e dor? De Dan. De Dan Spătaru. Da. Dan a fost cel mai bun coleg al meu. Nu mai vorbim că îmi vine să plâng de Dan. Dar e un lucru pe care ți l-a spus de încurajare, de... Îmi spuneai că pe vremea aia erau niște prietenii adevărate. Nu, Dan chiar spunea dacă erați... întotdeauna despre cum te prezinți în scenă. Ce ai învățat de la el? Să nu mergi pe stradă cu lucrurile de pe scenă. Scena e sfântă. Măria sa publicul. Ce am mai învățat? Să vorbesc cu ciricliile. Poftiți? Nu știu ce înseamnă. Nu știi? Găini, păsări, ciricli.
Te-a învățat să vorbești cu ele? Cum adică? Nu, să mă port frumos cu cirile. Cu găinile. Era un coleg perfect. Coleg perfect. Nu exista. Mi-e dor de Jean, mi-e da... Când turneile noastre, că le făceam în Germania, Jean știi? Constantin. Da. Niște prieteni. Dar ții minte, nu știu, cea mai frumoasă seară de turneu din viața ta? Așa de multe erau. Vai. Imens. Noi, fiecare seară noastră, fiecare turneu al nostru era... A mai venit o ceașcă. Iezu, da. E pe roz. Colecția mea s-a îmbogățit. Hai, cine știe ce mai vine până la sfârșit. Dăm poate toată colecția. Despoi că era o atmosferă, pentru că voi plecați în turneu și vă mai întorceați peste două luni acasă, uneori. În străinătate. În țară nu, se făceau o săptămână, 10 zile. Era superb. Era o atmosferă de tabără. Superb, superb. Ne întâlneam, mai călcam cămăși la băieți, știi, prin orchestră. Dar cu cine te mai înțelegeai bine? Cu toți. Cu toți? Toți. Deci toți se înțelegeau bine? Toți se înțelegeau bine cu toți. Nu existau bisericuțe? Nu, nu. N-au existat. Bisericuța lui Dan Spătaru, parohia Angelei Similea. Ba de unde, că bine, fiecare avea fani. Angeliștii, mirabeliștii, coriniștii, da. La sala polivalentă Barem era Zetu, era Mirabela. Că veneau cu benere, știi, angeliștii, Corina, veneau cu benere, strigau acolo căștile între ele, dar nu se omorau între ei, nu se băteau. Ca galeriile. A fost o atmosferă foarte frumoasă. Plecam în turnee, eu eram angajat în perioada aia și la ansamblu UTC. Eu, Dan, formația sa, voi, eram mulți acolo la ansamblu UTC-ului și plecam cu autocarul în țară. Îți dai seama ce bășcălie era în autocar. Ce bășcălie, că nu aveam mașini atunci. Unii aveau, dar nu veneau cu mașina la Baia Mare sau la Satu Mare. Mergeam cu autocarul, că era gașca super tare. Știi? Râdeam acolo, spuneam bancuri, ascultam muzică, ne bucuram, jucau băieții poker, seara ne vedeam după spectacol, ne jucam râmi. Măi, atmosferă, vorba ta de tabără, uite, nu mi-a venit chestia asta, foarte frumos. Dar care era cel mai frumos bărbat din muzică? Cornel Constantiniu. Cornel Constantiniu. Da. El era prințul. Era cel mai frumos. După aia a venit Ștemișan, mult mai tânăr. Și ca voce? Și ca voce, mă, Cornel era unic. Era, timbrul lui era unic. Joe Dassin era al României. Aurelian Andreescu? Aurică era aurică. Era aurică. Nici nu vedeai dacă e frumos sau urât, că deschidea gura ta, nebuneai. Foarte frumos. Cu aurică n-am făcut turnee, dar am cântat... În emisiune am făcut duet, când ne-a scris ței cu o piesă, am cântat în film, în Rămășagul, n-am spus niciodată. Dar care e artistul care primea cele mai multe aplauze? Sau? Dan Spătaru. Toți primeam, dar nu ca Dan. Peste Mirabela, peste Angela, peste toți, Corina? Toată lumea, Dan Spătaru. Dar ce avea Dan Spătaru? Era Dan Spătaru. Adică Dan era grădina boema. N-am spus niciodată. Ii se întindeau din stradă până la scenă haine și flori să calce pe ele. De către fani? Fani. Public. Nu exista fan. Admirator. Lumea care te adora. La ruși, eu am făcut câteva turnee în Moldova cu Dan. Cu formația Amor din Chișinău. Vreau să spun, Mihai, că hotelul unde stăteam noi, la hotelul acela, noi stăteam la etajul 2. Au venit 3 taxiuri cu flori și după aia am venit eu cu Dan. Deci, din holul hotelului până la etajul 2 și la camera mea și la camera lui Dan s-au pus flori.
atât de iubiți erați, da, la Moscova. Mai ales el. Iar la Moscova, Dan era adulat, iar după Dan, îi mulțumesc Dumnezeu, m-au iubit pe mine. Au fost perioade superbe. În Cuba a fost cea mai frumoasă zi făcută pentru mine, ziua mea. Că am ajuns pe 2 iulie și pe 9 iulie la sala, nu mai știu cum se chema, sala de la Havana, Karl Marx, 15.000 de oameni în picioare cântându-ți Happy Birthday. Cum e? 15.000 de cubanezi? Dar cel mai mare concert pe care l-ai avut vreodată? Nu, am mai fost la Electric Castle. Acum 4 ani. Ce tare! Îți dai seama. Deci, Cuba, Moscova, Electric Castle. Cum a fost la Electric Castle? Dar ți-ai fi dorit să cânți undeva sau să cânți cu cineva și nu ai avut ocazia sau a fost prea târziu, nu a fost moment? Nu. Ți-ai împlinit tot ce-ți doreai, da, artistic? Vreau să cânt, nu contează cum, ce, în ce fel. Vreau să cânt, să mai fac piese cât o mai fi, să cânt. Atât, eu nu vreau, nu am pretenții cu cine să cânt sau ce. Am fost de 4 sau de 5 ori la concert la Celine Dion, ce vreau mai mult? Cine are... Să vină Celine Dion la concert. Da, sigur că nu. Ți-am zis, eu sunt ancorată bine în pământ. La unul dintre ele, întotdeauna am avut locuri foarte bune în primele rânduri, dar ăsta am stat chiar în primul rând la unul dintre concerte și dacă îmi vedeați fața, leșinați. Eu am avut senzația că ea se uită la mine non-stop și eu eram leșinată într-un scaun. Că am o poză pe acasă, trebuie să o găsesc, o față de nebună plecată în ceruri. Să plâng, să râd, așa stăteam și încurgeau lacrimi, pentru că eram convinsă că ea se uită la mine. În primul rând eram. Și era acolo și se uita normal, că și eu mă uit tot așa și din scenă așa se... Uite așa. Tu la Celine Dion. De 5 ore am văzut show-ul ei. Și dacă mi ajută Dumnezeu să mă duc în Vegas, am înțeles că a venit din nou, mă duc la ea la concert. Am fost la Cher. Eu sunt nebună. Iar dacă mă duc la un concert și mă duc cu colegi de-ai mei sau ceva și încearcă să vorbească unul cu mine, îi spar capul pe loc. Pe mine n-ai voie să mă disturbi. N-ai voie! Lasă-mă să savorez momentul, să fiu implicat acolo, că eu mă cred acolo, covoraș, mă cred, calcă pe mine, mă pupă, nu știu, pentru mine e o poveste, iar eu sunt în povestea aia. Bine, sunt în povestea aia orice, ți-am zis, sunt confeti, covoraș, nu știu ce mai sunt, orice, dar sunt implicat în acolo. Am pierdut concertul cu Tina Turner de la Praga, o prietena mea mă invitase și n-am putut pentru că eu am avut concert în România. Îți dai seama? N-am belea. Aveam cuvânt. Sunt cu cuvântul. Eu ce să fac? Dacă ești sinceră și... Mi-am dat cuvântul, mă duc. Am renunțat eu la Tina Turner. Nu aș fi făcut lucrul ăsta. Da. Văd că vorbești cu atât de multă înflăcărare, pasiune și dragoste despre turnee, muzică, unde ai viața cântat, mea. Ce ai cântat. Viața asta artistică. Asta e viața mea. Și nu știu dacă observ, dar în momentul în care vorbești despre viața personală, e o altă Mirabela. Nu vorbești cu... Nu am ce să vorbesc despre viața mea. Vorbești cu un oarecare regret. Pe asta e. Vorbesc adevărul, spun adevărul. Asta dar regreți unele alegeri pe care le-ai făcut în viața asta? Dacă am făcut pentru ceea ce... Pentru cântul meu, pentru meseria mea, nu regret. Deci simți că ai sacrificat din viața personală? Sigur. Sigur că da. Dar asta e. Nu se maria Dragomiroiu să am un bărbat ca Bebe Micu. El este soțul perfect al unei artiste. Bebe este soțul artistei perfecte. Asta este mariajul. Descrie-mi. Unul există, altul nu am văzut. Și, mă rog, soțul lui Celine Dion, Dumnezeu să-l ierte.
care a înțeles-o și a ajutat-o și a fost alături de ea. Asta e. Da, nu se pot întâmpla multe din asta în viață. Unii au noroc, unii n-au. Când ai pornit a doua căsnicie, credeai că așa o să fie? Da. Da, nu. Știam că prima mi-ai zis că a fost o joacă pentru tine. Da, și a doua a fost foarte frumoasă, dar nu eram convinsă că nu mă va sprijini. N-avea cum să mă sprijine. De ce? Dar este o căsătorie pe care am făcut-o și pe care am anulat-o din creierul meu. Pentru mine acea căsătorie... Asta înseamnă că a fost cu suferință. Da. Acea perioadă de 9 ani a fost... Ștearsă. Ștearsă. Nu mai e. Gata. S-a dat delete. Dar mă gândesc că e foarte greu pentru un bărbat să stea lângă una dintre cele mai celebre, iubite și ocupate artiste din România. Nu, îi plăcea România. Chestia asta ca să aduc bani acasă. De atât. Dar tu cum aveai nevoie să fii sprijinită? Și cum să fiu iubită, sprijinită, să fii alături de mine, să am vorbă bună, să cuvinte frumoase. Eu nu vreau altceva, că munceam eu. E foarte greu. Am mai văzut... Și bătută și cu banii luați. Da, asta este, asta mi se pare îngrozitor și înțeleg. Iar de ce. Iar un bărbat care bate, e nimeni în drum. Da, asta mi se pare... Cum am spus, absolut îngrozitor și înțeleg de ce ai șters, nu știu cât ai lucrat la asta. Pa, perioada aia de 9 ani cu tot. Că au fost și dar bune. De ce ai rămas? Cât ai rămas? Pentru copil. Mi-ai. Și pentru tatăl meu că îl supăram. Și până n-am mai putut. Să știi că unul din motivele care s-a prăbădit tăticul meu a fost ăsta. Sau poate că sunt eu așa, în subconștientul meu gândesc lucrul ăsta și care nu-mi face bine, dar știu. Toată lumea, cei apropiat mie, spun să nu mai mă gândesc la lucrul ăsta, că nu e. Asta e, na. S-a prăbădit pentru că te vedea nefericită? Da. În culmea gloriei? Da. Și total nefericită, total umilită acasă? Da. Asta e dovada unui caracter foarte, foarte slab al unui bărbat care nu acceptă... Dumnezeu să-l odihnesc. Da, atâta vreau să-mi spui. Cum ai lucrat ca să ștergi momentele astea? Nimic. Pentru că sunt o mulțime de femei care au trecut prin asta, trec prin asta... Sunt foarte puternică. Și le e foarte greu să iasă sunt din asta. Sunt foarte puternică și Dumnezeu m-a ajutat. Îți spun eu. Eu nu sunt fanatică, nu sunt bigotă, sunt un om credincios și atât. Nu... N-am făcut decât să mă apăr eu și m-a apărat Dumnezeu. N-ai avut niciun ritual, psiholog, nu. Terapii? Nu cred în asta. Pare rău să se fac. Ești o femeie foarte puternică. Sunt puternică și cred că de asta sunt și singură. Cu toate că se zice că în spatele unui bărbat puternic există o femeie și mai puternic, dar nu există. Asta-s vorbe. Da, și cu toate astea mi-ai spus că cei mai grei ai tăi, de fapt, au fost ăștia din urmă. Da. Dintr-o femeie perfect sănătoasă, eu n-am fost în viața mea bolnavă. În viața știu, mea. Știu, până la operația ta, tu erai niciodată. O persoană care nu lua niciodată medicamente. Nu era o reclamă bună la farmacii. Nu. Asta e. E bine. De-aia nici n-ai fost folosită vreodată. Că altfel mă foloseau probabil. Ei. Păi cine știe? Nu știu. Glumesc. Asta e evident o dacă o glumă. Eram și eu, ți-am zis eu. Statura e de vină. Că așa la față te mai aranjezi puțin, te mai operezi, te mai dichisești, nu știu ce. Mie mi-e frică, da, culmea. Și câte ace am primit eu în acești 4 ani aproape, nu vrei să știi. Dar mi-o frică înfiorătoare de ac. Dar n-ai zice când mă duc la analize. Nu. Nu. Știi cum sunt? Parcă nici nu simt. Ce să fac? Sunt... cum se zice când doi într-unul? Bipolară. Te alinți. Sunt două într-unul. Dar de ce ți-e mai ți-e frică? Nu mi-e frică de nimic. În afară de ac.
De nimic nu mi-e frică. De ea că mi-e frică. Dar tot îl iau. Mm-hmm. Tot cu minte, știi cum falnică sunt. Adică îți înfrunți fricile. Da. Am înfrunt. Dumnezeu e cu mine. Nu poate să mă lase, că mă iubește, că sunt un om bun. N-am alte calități. Când ai descoperit... Dacă zic calea credinței, e o întrebare tâmpită. Mm. Când ai descoperit mi-a plăcut crezul ăsta din tine? Nu, crezul. Mie întotdeauna mi-a plăcut să mă duc la biserică. Îmi place să mă duc în biserică, să stau în biserică. Îmi place miros, îmi place tămâia, îmi place să stau acolo, îmi place să mă uit la icoane. Mă simt extraordinar de bine în biserică. Și... Acolo îți liniștești toate gândurile. Tot. Tu. Asta ți se potrivește. Și... Nu puteam să fac semnul crucii. Asta mai spus-o, să zic că e senilă aia. Am mai spus-o, dar o repet. Nu puteam să-mi fac semnul crucii, pentru că nu e. Era o minciună, eu nu aveam voie să-mi fac semnul crucii. Nefiind botezată, da. Spui tu. Și mi-am dorit foarte tare, în afară de faptul că eu, Mihai, sunt un om singur. La un moment dat o să vină mai încolo, nu acum, prietenilor, nu vă bucurați că nu acum. O să vină vremea, o să mor. Cine mă îngroapă? Eu cred că ai lângă tine niște oameni care... Acum eu sunt și eu în ortodoxă. Am în jurul meu numai ortodoxi. S-o găsi cineva să mă îngroape și pe mine. Dacă e rămâneam, unde mă duceau? Există un cimitir în București pe Giurgiului, de rit mozaic de asta, dar cine? N-am familie, n-are nimeni. Cine mă duce acolo? Asta unul din motivele pentru care am făcut. Și în primul rând ți-am zis, mă simt bine în biserică. Și atunci am vorbit cu nașul meu acum. Nașul meu care m-a botezat, care e preot la Biserica Bălăneanu, Părintele Augustin. Și i-am zis, eu practic am vrut să mă călugăresc. Și îmi găsisem o mănăstire să mă duc la Nămăiești. Când ai vrut să te călugărești? Cu ani în urmă. Și am vrut să intru la mănăstire la Nămăiești, să mă călugăresc, să intru acolo, să fiu logodnica Domnului. Și a stat de vorbă cu mine, nu mi-a zis nu. Nu. Da, a zis, uite așa, că trebuie să renunți. A stat cu mine de vorbă. Tu te și gândește-te, că nașul meu este foarte înțelept. Foarte deștept. Și te gândește-te și judecă, decantează, pune-le așa. Mă rog, și atunci am zis, bine, atunci mă botez. Da, hai, să ne... Și m-am botezat și-l vezi pe nașul meu, Dita mai omul, care era cu 8 enoriași, că eram 8 fete și el. Că și nașa mea a terminat teologie, numai că nu... A fost, acum și la pensie, a fost profesor la Academie, la Patriarhie. Și nașul fiind preotul care a slujit, a făcut slujba, trebuia să am doi nași. Na. Și în locul lui a fost Lelia Munteanu de la Adevărul. Nașa mea, cealaltă. Și ia câte că a fost botezul, s-a făcut botezul acum 25 de ani și sunt foarte fericită. Și poți să intru în biserică și în toate bisericii. Ce nume de botez ai? Maria. Maria. Da. Maria Mirabela. Da. Dar spune-mi de unde a venit gândul ăsta. Nu a venit niciun călugări. Gând. Așa am vrut. Așa am simțit eu atunci. Că vreau să mă călugăresc. Apropo de faptul că îmi spuneai că în tine sunt două Mirabele. Păi da. Și eu am vrut eu pe asta n-am văzut. Mirabela aia a fost, Mirabela a fost mai puternică decât Maria. Și nu mai m-am călcuit. Dar trebuie să o dezamăgire? Un... Nu, lucrurile astea nu se fac la dezamăgire. Știu, tocmai de-aia te întreb. La supărări, la mărăciune, vai, ca și cu beția, ca și cu fumatul, mă apuc de băut, mă apuc de fumat, eu nu sunt asta. Nu, nu. Nu, eu sunt un om puternic. Deci nu acoperi niște supărări cu alte supărări, dependențe cu alte dependențe. Așa am vrut eu, așa am simțit eu, că trebuie să mă călugăresc. Și am stat de vorbă cu nașul și am stat și... Și m-am botezat și... Ăla a fost singurul moment în care
Ai simțit să renunți la scenă? De, la muzică? Nu, a mai fost unul când am stat în America. Dar n-ai putut. Unde? Păi, am venit acasă și atunci s-a rupt firul. Păcat. Îmi pare rău de tot că m-am rupt de America atunci. Îmi pare foarte rău. Pentru că era un om la care puteam să am cea mai frumoasă viață. Acestea au fost două momente. Atunci, cu Todor, când am vrut să renunț și după aia n-am putut, și acum când am vrut să intru să mă călugăresc. A fost bine, a fost rău, dar nu știu. E bine așa. Da, ți-ai fi, acum, dacă te gândești, ai fi văzut viața într-o mănăstire? Da. Da? Da. Da. Pentru că eu cred, mă bucur să fiu acolo, iubesc, am prietene măicuțe, le prețuiesc enorm. Dar știi că acolo e și foarte mult, cum spun măicuțele, ascultare. Și ascultarea înseamnă muncă, știu, serviciu. Știu și mi-a plăcut foarte tare. Că eu umblu pe acolo, am două mănăstiri pe care le ador. Bine, peste tot e frumos, dar cele de suflet al meu este Vladimireștiul, pe lângă Galați, 30 de kilometri. Uh-huh. Mai că eu frosin așa acolo, mă simt minunat și mai ales când mergem la masă cu măicuțele, e minunat cu rugăciune, e o nebunie. Așa și la Nechit, lângă, între Bacău și Piatra Neamț, mănăstirea Nechit, Părintele Zenovie, este ceva, de-abia aștept să mă duc. Ai momente când te retragi la mănăstire, adică rămâi mai multe zile acolo? Da. Am fost, mă simt minunat. Minunat mă simt acolo. Mă simt... Viu altă persoană în București. Și nu ai nevoie de astfel de momente. Eu mă gândesc la, nu știu, cum am plecat și cum am întors din Athos. Nu crezi că avem cu toții nevoie de momente de astea în care să ne deconectăm? Da, avem nevoie, dar nu toți pot face lucrul ăsta. Să te duci cu jumătate de gând acolo, degeaba te duci. Ce trebuie să simți? Că faci un lucru minunat. Că te duci să te întâlnești cu Dumnezeu. Să vorbești cu El. Să-i povestești. Să te asculte, adică. Eu nu-i cer niciodată nimic lui Dumnezeu. Mă gândesc că nu ești... Eu nu-i cer niciodată. Care e relația? Care e relația cu Dumnezeu? Un tâmpit, un idiot. Ai văzut cum te-ai îmbolnăvit? Unde-i Dumnezeul tău? Asta ți-a spus cineva. Bineînțeles. Dumnezeul meu m-a atenționat. Probabil că am făcut niște greșeli. El nu pedepsește. Dar mi-a arătat o cale. Uite, vezi? E bine să greșești. Că ești pedepsit. De asta zic, cei care gândesc rău și care fac rău, nu se gândesc că vine și o plată. Vine o plată. Toate astea se plătesc în viață. Răul, minciuna, tot. Și probabil că eu am greșit vis-a-vis de el. El m-a salvat. Cum să nu fiu recunoscătoare? El este tot ce am eu mai bun. Tot ce am eu mai bun este Dumnezeu. M-a apărat de tot. De rău, de urgie, de oameni răi. Mi-a arătat întotdeauna. N-a existat când mi-a fost mai greu să nu fie lângă mine. Nu i-am cerut Mihai niciodată în viața mea nimic. Lunea, miercurea și... Nu. Miercurea, vinerea și duminica mi-a prins lumânări în toată casa. În curtea mea, la colțul casei, am o bisericuță adusă din Grecia, care e tot timpul aprinsă. Adică... Când aprind lumânările în casă, zic, atât spun. Doamne ajută! Atât! Nu l-am rugat niciodată. El știe exact. Mă apără și... Dar ce ți-ai dori să ți se mai întâmple? Nu vreau nimic, să fiu bine, sănătoasă, atât. Dacă e un moment pe care ai vrea să-l trăiești, pe care ți-l dorești? Moment. Vreau să fiu sănătoasă, să mă bucur, să plec în vacanță. Să te duci în Vegas, la Celine Dion. Să mă duc la mașinuțe, să mă joc la mașinuțe, la păcănele.
Să te bucuri de mașina nouă pe care ți-ai cumpărat-o. Care deja are cât, una jumătate de când suntem în pandemie. Da. Că eu în februarie am luat-o. Circul mult? Circul. În București tot timpul. Dacă nu am ajutoare care nu mă lasă să conduc, dar eu merg foarte bine, eu conduc foarte bine, conduc. Ai avut vreodată un accident? Sau? Am avut, dar nu din cauza mea niciodată. Mă gândesc. M-au văzut la volan și au început să facă fițe. Da? Da. Da. Deci tu ai avut un accident pentru că erai Mirabela Daur? Da. Cum s-a întâmplat? Ia că așa, a intrat în mine. Și m-a aruncat pe partea cealaltă. O să arăt. Dar nu aveam mașină asta, aveam altă mașină. Da, norocul meu că a intrat tot bagajul în spatele meu. Singurul lucru care a fost că dinții ăștia în față, că mi-a sărit, era castofon de ăla cu șină, știi, și mi-a sărit castofonul în gură și mi-a spart doi dinți. Deci n-am avut nicio treabă. Nu. Eu conduc foarte bine. Foarte prudentă. Nu sunt vitezomană. Nu? Nu. Și ce-ți place să mai faci? Am mai făcut o chestie bună, zic eu, bravo și mulțumesc tuturor celor care m-au sfătuit să fac acest gest și nu l-am făcut niciodată. Eu am avut o mașină cu mestecău. Manuală. Mestecău, zic eu. Uh-huh. Mie aia îmi plăcea, că era mai sportiv, așa, mai, te ținea vie, trează. A fost cea mai mare prostie din viața mea. Acum, această știu, mașină ani de zile ai refuzat să treci toată la automat. Toată viața până acum 2 ani când mi-am luat-o pe Cireșică. Și când ai descoperit cutia automată? Sunt în rai. Sunt în rai. Asta spun toți. Da, eu n-am spus așa. Vezi, prostii mai mari. Câte prostii? Păi nu, sunt foarte mulți care tocmai asta spuneam. Multe prostii în viața mea. Nu pot eu să ce-mi dea mașina pentru fraierea aia. Să stai să dormi cu... Eu sunt un șofer adevărat. Da, mă, am aici amestecău. Ce fraier am fost. Dar mi-am revenit. Mi-am revenit. Și ce activități îți mai aduc ție plăcere? Eu fac o grămadă de activități. Dimineața sunt cea mai ocupată. Trebuie să mă trezesc, mă trezesc de vreme. Mai, nu, acum mai nou, mai lălâi așa în pat. După care mă dau jos, dau mâncare la copil, pentru că el este cel mai important. Îmi beau eu apa cu lămâie, că îmi beau apă cu lămâie de 6 ani, pe stomacul gol, calde, fierbinte. Asta am auzit că îmi face foarte de multă lume și face foarte bine. De 6 ani. După care stau o oră, după care mănânc. Acum am început și un regim ăla disociat, o zi carne, o zi legume cu brânză, stau foarte prost. Ziua de brânză e pentru mine coșmar. Și mai bine mănânc 2 zile de legume. Dar care e scopul dietei? Să mai slăbesc. Bine, la mine este o problemă. Eu n-am grăsime pe niciunde, dar la stomacul meu din cauza cântatului. Cântă și alții, dar pe mine m-a deformat. Mulțumesc Dumnezeu. Diafranga mea, cum zic eu, diafranga mea este extra evoluată. Uh-huh. Și de aici. Unde și voce. Da, și alții au voci. Și la mine s-a depus pe dinăuntru foarte multă grăsime. Pentru că acum când m-a operat, doctorul Surcel, a fost o bușcălie mare. Pe mine, mie mi-a scos rinichiul pe față, nu prin spate, știi? Și a făcut mișto de mine și mi-a zis, vai de capul meu, până le-am scos de grăsimea mea, de nu știu ce, până le-am scos pe toate și le-am pus pe masă acolo și până le-am pus fiecare la locul lui. Stau eu, las să povestească el să se plângă acolo și domnul doctor, dar diafranga mi-a spus-o? Am uitat-o pe masă. N-am pus diafragma, nu am pus diafragma. Înțelegi? Dar am grăsime de pus acolo. Aș vrea să mă duc la doctor să-mi pun, să-mi scoată, dar mi-e frică că iar mă doarme, să-mi scoată grăsimea. Am zis, lasă-mă, că nu mai mă alege nimeni.
Nu trebuie să fiu manechin. Și oricum ai foarte multă treabă. Am treabă, trebuie să mut florile, am pitici în curte că i-am scos, acum trebuie spălați. Ce treabă am eu acum cu grăsime? Oricum botezată nu mai e manechin. Mirabela, care crezi că e cel mai mare cântec al tău? Care o să se asculte și peste 50 de ani și peste... Te aștept să vii. Ăsta se va asculta și cred că și la mormânt la mine. Fotoliu din odaie. Da. Toată lumea mi-a spus că eu sunt cântată la cimitir, la mormântări extraordinari. Pentru că răposații au vrut fotoliu din odaie și asta cântă fanfara aia murtoară. Vă aștept să vii, cântă-i acolo și o să cânt. Iar Cătălin Crișancu, dacă pleci, ia-mă și pe mine. Poți să crezi mai mare nebunia asta? Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Să cânti la cimitir. Bă, asta e. Na. Dar piesa pe care o iubești tu cel mai mult din... Toate le iubesc. Eu iubesc toate piesele mele pentru că altfel nu le-aș fi cântat. Eu am fost cea mai dificilă persoană solistă din țara asta. Dacă nu mi-a plăcut piesa, poate să fie cea mai proastă piesă. Dar cele mai frumoase cuvinte pe care le-ai cântat? Măi, dacă e să te gândești, cele mai frumoase sunt mama. Mulțumesc, iubită mamă. Mama e, nu? În rest, toate sunt frumoase, toate au poezie, toate au... Auzi, dar mama ta a ascultat vreodată? Mulțumesc, iubită mamă. Ea a ascultat, nu știu dacă... Da, a prins aici. Am înțeles că a fost, dar tata mama, n-a fost niciodată mama la... Mama iubea toate piesele mele, orice ar fi făcut, era mama lui Mirabela, dar chiar și la farmacie. Care asta era fetișul ei. Știu concertul Delia, de exemplu. Când Delia cântă Mulțumesc, iubită mamă, știu. Cu mama în sală. Bănuiesc că ai văzut și tu imaginea. Dar sunt curios dacă a fost un moment în care Mirabela cânta Mulțumesc, iubită mamă, cu mama ei în sală. Nu. Cu mama originală. Mama a fost în sală, dar nu, n-are... Ea știe că toate îi sunt dedicate. Ea a fost atât de mândră de mine și sărăcuța de ea a fost mama lui Mirabela Dauer. Nimeni nu... Ea era mama mea. Una. Nu. Am vrut să știu dacă există vreo poveste nu. Cu mama care i s-a cântat melodia asta. Pe vremea asta. Noastră Mulțumesc, nu era așa, mama. Mihai. Să vină oamenii, părinții în sală. Mama mea venea la dat concerte. Acolo a ridicat-o Ursulescu în picioare și ea a leșinat de plăcere și și-a spus pălăria să mulțumească la oameni. Ea era locuie, așa, un om modest. Na. Nu e... Mama Delia e mai ieșită în lume. Pot să spun o întrebare? Ia zi. Dar nu te ridici și pleci. Nu? Nu? Nu plec. Mi-a venit acum în minte. Dar ce-ai face dacă la un concert de-al tău l-ai vedea într-un din primele rânduri pe copilul tău? Mă, n-aș face nimica. Dar știu că nu să vină niciodată. Și așa că nu, e tot liniștită din punctul ăsta de vedere. Crezi că nu o să vină niciodată? Nu. Este știi că atât... oamenii se mai schimbă. Nu. Tocmai tu îmi spuneai că te-ai schimbat. Se schimbă și s-a schimbat. Și... Dar este atât de înrăit de oamenii din jurul lui încât niciodată nu va veni. El nu mă cunoaște. Adevărat. Și e tardiv. Dar amintiri cu tine, cred că are. Nu are. Ei s-au șters toate. Toate. Au fost niște oameni în jurul lor, lui, care m-au urât, inclusiv taică-su. Nimeni nu i-a spus nimic bun de mine. Și atunci el nici n-a fost interesat să afle despre mine. Da. Crezi că atunci când ajungem la vârsta maturității... El e matur. Că are 43 de ani. 44. Nu crezi că vine ziua aia în care vrea să afli și cealaltă versiune a poveștii, adică povestea vrea. Mamei? Ia câte că nu. Iar eu, apropo de posesiv, dragoste cu sila nu se poate. Dar tu mai simți să faci asta, să-i spui propria versiune a poveștii, adică povestea... Mi-ai, ți-am zis, eu sunt un om cu picioarele pe pământ. Nu mă ambalez la gândul că vine, că pot să-i spun, că aș vrea să-i spun. Nu, că atunci îmi creez ceva care nu va fi. O realitate care, o realitate care nu e și nu va fi.
Și așa mai bine stau. Dacă o vrea Dumnezeu vreodată, lăsăm lucrurile să vină. Dar eu nu pot să... Am făcut tot ce se poate posibil din partea mea. Nu se poate. El este montat de niște oameni. Dar știi că tot ceea ce ți se setează în copilărie poți reseta la vârsta adultă. Nu poți să schimbi totul, dar poți să resetezi asta. Păi el trebuia să reseteze până acum. Și poți ierta orice. Păi el n-are ce să ierte la mine. Că tot ce i s-a spus, tot ce a fost, că probabil că i s-au spus lucruri rele. Au fost minciuni. Oribilități. Și dacă n-a vrut să le afle, care să afle adevărul. Să știe adevărul. Să mai asculte și de la altcineva. Ceva care poate îi spune altceva. El a ascultat numai lucruri urâte, uribile. Și eu n-aș putea face lucrul ăsta. Să... Dar tu ai iertat asta? Ce? Toți anii ăștia în care n-ați vorbit, nu v-ați văzut. Păi de ce să nu iert? Eu consider că noi nu suntem certați. Nu suntem certați. Noi nu... Doar despărțiți. Despărțiți. Asta e. Crezi în semne? Cred în realități. Pentru că viața mie pentru mine a fost reală. Eu am tot ce am... Eu, dacă ar fi cineva, un om deștept și un om care e interesat de viața mea, poate să scoată un bestseller. Să-i povestesc. Adică tot. Ce ai spus în podcastul nu, ăsta? Nu, asta e nimic. Vreo 3 volume, sunt 4. Serial. A, deci ai spus că mai facem un podcast. Hai să facem unul în fiecare an. Să fim sărători. Asta a fost ăla pe 2020. Mai trebuie să facem unul în 2021. Pe Euro 2020 nu s-a ținut terminat. În... S-a terminat, gata, Italia a ieșit, bravo. Ba da, da, Euro 2020 s-a ținut în 2021. Așa și podcastul ăsta. E 20. Podcastul pe 2020. Mai trebuie să facem în unul 2020. Pe 2021. Mirabela, îți mulțumesc mult de tot. Nu vreau să te mai rețin. Dacă vrei, îți dau toată colecția de cești. Mi se pare că a fost o discuție așa cum n-am avut niciodată la televizor, deși am avut niște discuții faine, am făcut niște emisiuni frumoase până când n-am mai făcut, după aia iar am făcut, după aia îți mulțumesc mult de... Eu mulțumesc pentru invitație și m-am simțit foarte bine. Zici? Da. Doar așa, ca să pleci? Pe nu. Dacă nu mă simțeam bine, știi cum fac. Pleci. Pe cine ai vrea să saluți? Pe toată lumea. Că eu sunt generoasă, nu sunt răzbunătoare. Nu sunt răzbunătoare, nu sunt frustrată. Toată lumea, vă îmbrățișez pe toți, uite așa. Și să-mi dea mie Dumnezeu prieteni care să mă merite. Și eu pe ei. Vă tare mulțumesc pentru acest episod de suflet al podcastului pentru trup, minte și suflet. Cred că Mirabela se pregătește să posteze ceva pe TikTok, rețeaua ei de suflet, nu? Vreau să-ți fac niște poze, dar după ce termine emisiunea. Facem după poze și să promovezi episodul ăsta ca să facă multe vizualizări, că acum e și vară și a mai scăzut audiența pe YouTube. Vă mulțumim. Repet, un episod lejer, n-a fost lejer deloc, pentru că am intrat foarte mult în povestea Mirabelei Dauer. Sper să o luați așa cum a spus-o. Să o ascultați, fiecare dintre noi are o poveste și cred că e fain să ne ascultăm unii pe ceilalți. N-a trăit ce a trăit Mirabela, nici ea n-a trăit ce trăim noi. Astea au fost alegerile ei. Bune, proste, dar ale mele. În păcat. Da. A fost fain și simplu. Atât.